Vă salut, dragi elevi! Astăzi, dumneavoastră, începem studiul unei noi unități de învățare. Este vorba despre câmpul magnetic al curentului electric și la prima lecție de astăzi vom învăța regula mânii drepte. Din clasa a șasea, dumneavoastră cunoașteți următoarei termeni ca fiind magnet, pol magnetic, magnet natural, magnet artificial, polul nord, polul sud. De asemenea, cunoașteți că regiunea în care proprietățile magnetice se manifestă cel mai puternic se numește pol, și anume un magnet are doi poli, polul nord și polul sud, iar regiunea de la mijlocul barei sau de la mijlocul magnetului unde nu se manifestă atracția magnetică se numește regiunea neutră. De asemenea, cunoașteți că dacă un magnet bară să-l separăm în părți mai mici, vom obține de asemenea bucăți magnet, fiecare având polul nord și polul sud, deci polii magnetici nu pot fi separați, iar între ei magneții interacționează dacă sunt apropiați unul de altul, așa cum ar fi în cazul 1-2, cu poli de același nume, sud-sud sau nord-nord, între ei apare respingerea, iar în cazul al treilea, când magneții sunt apropiați cu poli de nume opus, vom avea atracție. Deci polii magnetici de același nume se resping, iar polii de nume diferit se atrag. În continuare, vă propun să deschideți pagina FET Simularea Fenomenilor Fizice, unde veți găsi simularea magnet și electromagneți. Aici veți găsi un magnet de formă bară și un ac magnetic și evident că observăm că acțiunea magnetului de formă bară asupra acului magnetic se produce de la distanță, deci printr-o formă specifică de existență a materiei. Această formă a materiei nu poate fi determinată cu ajutorul organelor de simț, nu are culoare, nu are miros, nu are gust, dar doar în rezultatul unei interacțiuni. Astfel, dacă magnetul exercită o acțiune asupra acului magnetic, respectiv există o formă materială prin care se transmite această acțiune, ea se numește câmp magnetic, iar aceste linii pe care le vedeți se numesc liniile de câmp magnetic. Și uite aici avem cum arată forma liniilor de câmp magnetic. Dacă dumneavoastră veți plasa pe o foaie de carton pilitură de fier și veți pune sub foaie un magnet de formă bară, uite pilitura de fer anume se va aranja dându-o astfel de formă. Din punct de vedere al istoricului, William Gilbert, care a activat în perioada 1544-1000, care a trăit în perioada 1544-1603, a fost primul care a vorbit în lucrările sale despre magnet, corp magnetic, pământul, care este și el un magnet foarte mare. El a demonstrat existența celor doi poli ai magnetului și că ei nu pot fi separați. Iar cât ține despre Pământ, deci el a comparat câmpul magnetic al Pământului sau Pământul l-a comparat cu un magnet de formă bară, astfel încât acolo unde se află polul nord geografic, se află polul sud magnetic, în aceeași regiune, iar unde se află polul sud geografic, se află polul nord magnetic. Deci axa magnetică formează un mic punct față de axa terestră. În continuare, Hans Christian Oersted, care a trăit în perioada 1777-1851, demonstrat experimental că un conductor parcurs de curent electric acționează asupra unui ac magnetic, și anume experimentele dumnealui stau la baza studiului acțiunii câmpului magnetic creat de circuite electrice asupra acului magnetic. Vă propun în continuare să analizăm o secvență video despre experimentul lui Oersted, iar aveți arătat în imagine linkul. Dacă o să-l accesați, o să puteți vedea deci video integral. Deci să analizăm acest video și să explicăm. Uite, avem
pe o masă de lucru, două suporturi, un fir electric care poate fi la o baterie de elemente galvanice. Astfel, o busolă pe care o punem undeva pe masă într-o parte, ne va arata cum este orientat câmpul magnetic al Pământului, și anume polul ei nord arată unde e nordul geografic, deoarece acolo se află sudul magnetic, și observăm când o punem sub un fir parcurs de curent, iar schimbă orientarea. Dacă întrerupem circuitul respectiv și acțiunea din partea conductorului nu se mai manifestă. Reamintim că de sensul curentului electric se ia mișcarea sarcinii pozitive, deci sensul curentului electric este opus mișcării electronilor, respectiv, în continuare, o să vedem cum prin firul nostru este arătată mișcarea sarcinii pozitive imaginare și o să vedem și care este forma liniei de câmp. Deci, unim firul, sarcina pozitivă. În jurul conductorului apare câmp magnetic care este de formă circulară, cu linia albastră. Deci curentul se arată de la plus la minus. Acum schimbăm polaritatea, deci plusul să fie în dreapta, o schimbăm sensul curentului și observați că și acul magnetic își schimbă orientarea. Deci, în concluzie, în conductor liniar parcurs de curent electric exercită o anumită acțiune asupra acului magnetic, sensul acestei acțiuni se inversează odată cu schimbarea sensului curentului electric prin conductor. Forma de existență a materiei care se manifestă prin acțiunea asupra acului magnetic se numește câmp magnetic. Iar în imagine de sus aveți modelul experimental al experienței lui Oersted, prin care putem studia această acțiune. Veți privi video integral și o să vedeți și alte intervenții care pot fi făcute. Deci, în continuare, vom încerca să stabilim regula conform căreia se determină orientarea câmpului magnetic, și anume să vedem care este legătura dintre orientarea liniilor de câmp și curentul electric din conductor. Aveți în imagine jos prezentată regula mâinii drepte, care spune următorul lucru. Pentru a determina orientarea câmpului, vom folosi regula mâinii drepte, care spune că trebuie să plasăm conductorul în palmă, iar degetul mare ne va arata în acest caz sensul curentului, care se arată de la plus la minus. Iar celelalte patru degete sunt degetele care arată orientarea câmpului magnetic. O să vedeți pe imagine litera B, o să facem cunoștință un pic mai târziu cu dânsa. Ea caracterizează, este o caracteristică de forță a câmpului magnetic, se numește inducția câmpului magnetic. Deci aveți și în imaginele de sus aplicarea regulii mâinii drepte, deci încă o dată degetul mare arată intensitatea curentului, iar celelalte patru degete arată orientarea câmpului magnetic. Și în caz dacă inversăm sensul curentului, deci curentul se arată în plin, aici în caz de la plus la minus, aici plusul și minusul s-au schimbat cu locul, deci observăm iarăși cum aplicăm regula mâinii drepte și observăm că câmpul în cazul A și câmpul în cazul B au orientare, deci, diferită. Deci sensul câmpului magnetic, sensul liniilor de câmp, se schimbă odată cu schimbarea curentului. Dumneavoastră puteți să studiați acasă acest lucru, aplicând o simulare care o găsiți pe pagina VASCAC. Și aici, dacă să analizăm primul caz, noi putem schimba sensul curentului și observați cum se schimbă și regula mâinii drepte. Observați totodată cum se schimbă și sensul liniilor de câmp. Deci odată cu schimbarea sensului curentului se schimbă și sensul liniilor de câmp. Dacă ne apropiem de conductor, valoarea câmpului magnetic, valoarea inducției magnetice este mai mare. Pe măsură ce ne îndepărtăm, valoarea inducției câmpului magnetic este mai mică.
Deci, în felul ăsta, avem o dovadă a formii liniilor de câmp. Putem să analizăm lucrul ăsta din perspectiva diferitor unghiuri. Deci, la simulare vă permite să urmăriți paralel două conductoare și să vedeți că, de fapt, câmpul magnetic apare în jurul oricărui punct de pe conductor, deci e vorba despre circumferințe circumscrise și odată cu mișcarea poziției busolei, vedem și dovedim forma liniilor de câmp. Un alt circuit studiat de Oersted este circuitul unei bobine. Deci, ce este o bobină? Un conductor înfășurat pe o carcasă cilindrică sau de altă formă se numește bobină, iar bobina executată dintr-un strat de spire se numește solenoid. Este o definiție care o aveți în manual. Trebuie să reținem că solenoidul parcurs de curent electric se comportă ca un magnet, ca un magnet de formă bară, așa cum puteți analiza în imaginile mai jos, iar simularea FET vă permite chiar să vizualizați lucrul ăsta. Uite, avem o bobină. Acum, dacă noi vom schimba poziția busolei, vedem că deci, acul magnetic arată la fel. Tensiunea este zero, nu este curent, nu este câmp magnetic. Dacă vom conecta deci bobina la sursă de curent, atunci vedem că câmpul magnetic, forma câmpului magnetic este asemănătoare cu cea de la magnetul bară, iar odată cu schimbarea sensului curentului, se schimbă și sensul liniilor de câmp. Deci, oamenii au ajuns la o înțelegere că drept sens al curentului electric, al câmpului magnetic se ia pe liniile de câmp iese din polul nord și intră în polul sud. Asta pentru exteriorul magnetului, iar în interiorul magnetului, liniile de câmp sunt orientate de la sud spre nord. Așa cum aveți și aici în imagine, deci liniile de câmp iese din polul nord și respectiv intră în polul sud. Avem forma liniilor de câmp la magnetul bară și respectiv, dacă aici vom pune o busolă, atunci linia de câmp intră în sudul busolei și iese respectiv din nordul ei. În partea stângă a imaginii aveți aplicarea regulii mâinii drepte în cazul unei bobine. Deci regula se aplică altfel decât în cazul conductorului rectilinii, și anume, acum degetul mare ne arată sensul câmpului magnetic, deci câmpul magnetic în interior este de la sud spre nord, respectiv liniile de câmp iese în exterior din polul nord și intră în polul sud. Iar celelalte patru degete ne arată nu altceva decât sensul curentului electric. Deci să fiți foarte atenți că regula mâinii drepte se aplică diferit în cazul bobinii decât în cazul conductorului parcurs de curent electric, conductorului linear. În continuare vom analiza câteva exemple de aplicare a regulii mâinii drepte. Pentru legerea dumneavoastră o să găsiți figura 4.24, unde avem 3 circuite și pentru fiecare trebuie să aplicăm regula mâinii drepte pentru ca să determinăm orientarea câmpului magnetic. Astfel ne amintim încă o dată regula mâinii drepte în cazul conductorului rectiliniu. Conductorul se ia în palmă, astfel încât degetul mare ne arată sensul curentului de la plus spre minus, iar celelalte patru degete ne arată, în cazul dat, sensul liniilor de câmp. Și noi vom avea sensul liniilor de câmp. Pentru cazul A. În cazul B este vorba despre o spiră. În cazul unei spire judecăm exact la fel ca în cazul unei bobine. Deci aplicăm regula mâinii drepte când deja degetul mare ne arată sensul câmpului magnetic, iar celelalte patru degete ne arată curentul din spiră. Deci uitați-vă cum este plasată mâna în raport cu spira noastră și noi știind sensul curentului electric, determinăm sensul câmpului
magnetic. Uite, acesta va fi sensul câmpului magnetic. Și în cazul bobinei, avem aplicarea regulii mâinii drepte, deci aplicând regula mâinii drepte, deci în primul rând arătăm sensul curentului electric prin spire și dacă vom aplica regula mâinii drepte, vom determina că câmpul magnetic iese din polul nord și respectiv intră în polul sud. Aici la noi fiind plusul și minusul la firul din care a fost formată bobina. Este un exemplu de aplicare a regulii mâinii drepte. Vă propun acasă să încercați să exersați fără ca să vedeți aceste imagini. Și un alt exemplu de aplicare a regulii mâinii drepte este pentru problema 484. Doi electromagneți A și B sunt parcurși de curenți electrici și se resping între ei, cum este în figura 450. Cunoscând polaritatea sursei electrice a electromagnetului A, trebuie să determinăm polaritatea sursei B. Deci, ideea în problemă este că, în primul rând, faptul că noi cunoaștem polaritatea plus minus la sursa electrică a electromagnetului a bobinii A, noi putem să arătăm sensul curentului electric prin această bobină, deci curentul se arată de la plus la minus, deci respectiv această bobină creează un câmp magnetic și aplicând regula mâinii drepte, pentru cazul nostru, noi vom determina orientarea acestui câmp magnetic B, deci aici va fi polul nord și respectiv polul sud, că liniile de câmp iese din polul nord și intră în polul sud. Din imagine se vede că magneții se resping, deci înseamnă că aici trebuie să fie sudul și nordul magnetului B. Cunoaștem că magneții care se apropie cu polii de același nume se resping. Respectiv și acest magnet creează în jurul său un câmp magnetic. Am arătat forma acestui câmp. Iar dacă vom aplica regula mâinii drepte pentru el, în cazul dat, cunoscând câmpul magnetic că iese din polul nord și încă în polul sud, deci degetul mare ne arată câmpul, atunci celelalte degete ne arată în care parte este curentul electric. Regula mâinii drepte o avem și aici, în partea dreaptă, încă o dată, pentru ca să vă reamintiți. Așa, deci în final am determinat sensul curentului aplicând regula mâinii drepte, respectiv am determinat borna pozitivă și borna negativă a sursei noastre. Dragii mei, astăzi am făcut cunoștință cu faptul că conductoarele parcurse de curent creează în jurul lor câmp magnetic, am determinat forma câmpului magnetic și am învățat regula mâinii drepte.